Lidia, mă bucur tare mult că ne întâlnim la un eveniment foarte frumos de fashion, da. Și știu că tu ești o împătimită a fashionului și vreau să-mi povestești care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai tu de când erai adolescentă legată de treaba asta de fashion. Ce obiect ți-ai cumpărat sau ce s-a întâmplat? În primul rând, mă bucur și eu foarte tare să te revăd și acum să-ți răspund la întrebare. Deja se știe că provin dintr-o familie foarte modestă, de mic am iubit fashionul. Însă nu mereu poate mi-am permis să-mi cumpăr chiar toate piesele pe care mi le doream, dar mereu am știut să fiu foarte creativă și atunci din banii de alocație, pentru că așteptam alocația ca pe pita caldă, mergeam jos la un second lângă bloc și credem că găseam niște piese foarte frumoase. Mai nou li se spune vintage-uri, eu le zic tot second-uri, că dacă ea e adevărul pur. Și în momentul de față, dacă trec pe lângă un second și văd o piesă care îmi place, mi-o cumpăr, dar piesa pe care mi-am cumpărat-o și pe care am iubit-o foarte mult și nu știu, s-a rătăcit pe undeva că nu o mai găsesc, este un sacou dintr-o colecție foarte, foarte veche, Escada. Știu că de fiecare dată când mergeam la școală sau la biserică sau, nu știu, la un eveniment important, îl purtam cu mândrie. Că ai crescut într-o familie cu mulți frați, vă împrumutați hainele, vă certați pe ele, cred că cu Estera te certai cel mai tare, este? Cu Estera mă certam, ne întâlneam cel mai tare pentru că suntem foarte apropiate de vârstă, este doar 2 ani și jumătate diferență între noi. Dar da, întotdeauna eu am stat la coadă și am așteptat să-mi vină hainele surorilor mai mari. Dar acum m-am răzbunat, să zic așa, și oarecum sunt ele cele care așteaptă acum de fiecare dată, mă întreabă, auzi? Dar nu te-ai plictisit tu de geanta aia, nu vrei tu să o dai, dar nu mai porți pantofia că nu te mai prea văzut cu ei. Zic, opa, s-au inversat lucrurile. Dar de fiecare dată îmi place să share-uiesc absolut tot ce am eu, îmi face plăcere să share-uiesc cu surorile mele. Dai și hainele pe care nu le mai porți oamenilor nevoiați sau la biserică sau... Da, uite, chiar acum mie nu prea îmi place, eu sunt de părere că faptele bune se fac în liniște, fac lucrurile acestea încă de când sunt micuță, pentru că așa am fost crescut și învățați. Chiar săptămânile trecute am început să fac curățenie în garderobă și le-am împărțit pe categorii pentru că sunt foarte multe haine pe care le dau și nu neapărat sunt foarte portabile. E bine că ai timp, pentru că știu că ai o viață foarte agitată, știu că ești tot timpul plecată la evenimente, la concert. Da, cum e, când vrei și îți dorești cu adevărat să faci ceva, îți faci timp. Într-adevăr că am o viață foarte aglomerată așa din toate punctele de vedere, dar când vreau să fac ceva care îmi creează așa și o pace sufletească, de fiecare dată îmi fac timp, pentru că sufletul e cel mai important, de el trebuie să ne hrănim mai mult decât de exterior. Da, foarte frumos ai zis, dar revenind că vreau să punctez treaba asta, ce ai făcut? Ai rămas iar fără permis? Iar ai băgat viteză? Zi! Nu-i nimica. Ce se întâmplă fiecărui om în trafic, mai greșim? Asta este, respectăm legea cu toții și nu-i nicio problemă. Pentru următoarele zile voi fi răsfățată. Am înțeles, vei avea șofer personal, să zic, nu? Este, da. Mă bucur tare mult că, iată, că ne-am întâlnit, că ți-ai făcut timp. De data asta, șoferul personal cine a fost? Nu contează, un om drag. Zi-mi cum ești în următoarea perioadă, ești ocupată, ai treburi, ai deja agenda fulă. Slavă Domnului, sunt foarte multe concerte, deja am început să pregătim și Revelionul. Este aproape bucuită toată seara de Revelion. Pregătim album pentru... O să începem promovarea lui de anul acesta. Cam în maximum o lună voi lansa prima piesă care va fi și driverul albumului. Anul viitor o să vă puteți bucura de tot albumul. Este un album foarte personal, probabil cele mai personale piese pe care le-am scris până acum. Eu cel mai bine știu să-mi exprim sentimentele prin muzică, mai puțină vorbă și mai mult cântat, pentru că asta știu să fac cel mai bine. Și încă vreau să păstrez așa un mister. Pot să vă spun doar că albumul se numește Fragil, uite, aveți în premieră numele albumului, dar mai mult de atât nu pot să vă spun. Fragil ca sufletul tău, nu de artist. Da. Îți mulțumesc mult. Mulțumesc și eu foarte mult.